Acum urmează Black Sand. Da. Mai zi-ne o dată despre Black Sand, cum crezi că, de fapt, după părerea ta, pe ce parte ai avantaj, pe partea de ținut sau pe partea de atac? Eu, dacă aș fi pe partea de atac, aș lua neapărat office-ul și doiul. De asemenea, dacă aș fi pe partea de apărare, aș ține foarte, foarte bine doiul de la generatoare, pentru că asta fac tot timpul, și aș încerca să mă oferesc de nate spoturile din site-ul 1, pentru că sunt foarte multe nate spoturi. Ok, deci, din câte am înțeles, ar putea să avem o hartă mai dinamică. Am văzut că pe prima hartă, după un început bun al coreenilor, cei din Thailand au încercat ei să țină aproape, nu prea au ținut, să spunem, chiar așa de aproape de Coreea. De fiecare dată când se apropia, practic mai puneau un corun de coreenii și tot așa. Poate îi vedem chiar că o să conducă pe această hartă, n-avem de unde să știm, să sperăm că vor începe mai bine de data aceasta Thailanda. Da, se aud și strigătele de încurajare, obișnuitele strigătele de încurajare. Da, vă reamintim, Coreea trebuie să câștige și această hartă pentru a se încununa campionii ISF 2013, bineînțeles. Dacă ai observat, a fost chiar un nail spot, se arunca spre rampă, cum te duci spre doi. Da. Ia să vedem cam cum arată această hartă, vedeți, din aer această hartă. Se pare că vor încerca să vină pe partea dreaptă a hărții, acolo un main bomb spot, să spunem așa. Ai văzut cum a spus, se concentrează foarte mult pe doi și pe... Da. Office fiind partea chiar din mijlocul hărții. Yes. Să-l vedem pe VDK. Se așteaptă. Momentan. Se pare că fac o rotire. Da, se pare că grăbesc puțin tailandezii. Nu, tailandezii atacă. Se pare că vor arunca niște smoke-uri, cel puțin se pregătesc, că arunca de un smoke acolo. Ea, cred că vrea să-l las puțin pe Skyfall, l-am văzut foarte în formă cu sniperul. Vedem, cred că a fost o grenadă dată undeva, foarte frumos fragul făcut aici de Skyfall. Practic i-a apărut un inamic în față. Un frag făcut grenadă de un poestier, are inamic aici, le elimină cu pistolul acolo. Moare. Ia să vedem pe CP. Situație de 3 versus 1. Da. Și prima rundă merge la Coreea. Prima rundă este câștigată, bineînțeles, tot de coreeni. Să vedem și scorurile. Skyfall a început foarte bun pentru el. 2-1. Să lăsăm puțin pe Skyfall, că îmi place cum joacă. Cam în acea zonă vor încerca să atace tailandezii. Cam ce medie de vârstă așa este la acest joc, știi? Cel puțin m-am uitat pe vârstele jucătorilor care au participat. Chinezii aveau un jucător născut în 1980 și de-aia te întrebam. Bine, nu, el era practic cel mai bătrân jucător din această competiție. Totuși am văzut că coreenii au jucători născuți în anul cam 90, acolo 91, deci media de vârstă este destul de scăzută. Avem un duel aici, BDK, foarte puțină viață rămasă, a dat și un smoke de retragere. Frag făcut acolo de Maxi. Moare și Skyfall, să vedem, au ajuns cei din Thailanda să planteze bomba. Sunt doi versus. Asta a plantat bomba, vine foarte bine Raptor din spate și le elimină acolo pe jucători din Coreea. Situație de 2 versus 2. Adam rămâne singur, foarte frumos acolo Yoshi, care a fost și în formă și pe prima hartă. Da, am impresia că a fost top fragger, dacă nu mă înșel. Din nou Coreea ia runda. Da, și 2-0 practic pentru Coreea. Practic aș spune că
Nu știu, nu-i văd pe tailandez să îi poată domina pe corean. Mi se par mult mai bun din punct de vedere al skill-ului cei din Corea. Dacă te uiți pe hartă, o să observi cum se concentrează pe zona respectivă de care am pomenit eu mai devreme. Din nou, un început foarte și bun aici pe am demonstrat de ce este important să ții zona aceea. Da, rămâne singur minorul aici, este eliminat. Foarte rapidă runda, din nou Coreea iasă un punct. 3-0 pentru coreeni. Am impresia că tailandezii și-au cam pierdut speranțele din prima rundă. Da, nu știu, sper să nu și pierd speranțele, totuși să se lupte până la capăt, că sunt într-o finală în care nu știu dacă vor ajunge de foarte multe ori. Super fragul făcut aici de Skyfall. Cred că trebuie să-l descoper mai din timp pe acest Skyfall. Îmi place foarte mult cum joacă. Ia să vedem unde sunt în acest moment tailandezii pe hartă. Cam dispersat, se spune. Nu prea înțeleg ce încearcă să facă. Sunt cam indeciși tailandezii. Raptor a încercat să dea pe un ace spot, presupun. Văd că nu prea a ieșit. Să vedem minorul acum. Demo mare foarte puțină viață. Nu prea sunt într-o situație roz, aș spune, cei din Thailanda, cu demo care are 2 viață. Din nou, cred că încearcă să schimbe din nou site-ul în care vor ataca. Ia să-l vedem pe Skyfall, așteaptă. Da, a încercat acolo să tragă printre muchile celor 2 ziduri. Schimbă poziția imediat. Mai sunt 47 de secunde din rundă. CP așteaptă și el. Nu înțeleg ce fac tailandezii. Așteaptă foarte mult. Probabil că au răbdare până se cam scurge timpul și apoi dau rush pe 2, să planteze rapid și 4. Știi tu că problema cu acest tip de schemă este că dacă ești presat de timp și intri într-un site acolo și nu reușești să elimini foarte rapid adversarii, poți să scrieți probleme. Super fracul făcut din nou aici de Skyfall. Tailandezii 8-4. Într-un final este eliminat. Și rămânem într-o situație de 1-1. Da, și CP aici îl aștepta, era undeva între acel container, nu știu cum să-i spun. 4-0 pentru coreeni. Vedem puțin și cum stau la fraguri. Bra 7-3, CP 5-0. Nu a murit niciodată CP. De cealaltă parte niciun jucător, vedeți, nu este pe pozitiv. Tailandezii sunt într-o situație destul de delicată acum. Sincer, nu prea-i văd cum poate să revină, nu știu. Nu știu ce ar putea să facă. Nu le-a mers nimic pe partea de atac. Vedem Raptor aruncă o grenadă. După cum vezi, au preluat din nou frag făcut de Skyfall. Am putea să spunem că este MVP-ul acestui match până acum. Chiar dacă nu a fost top fragger pe prima hartă, el a făcut fragurile cheie. De cealaltă parte, Zeus cred că ar fi sniperul principal al tailandezilor, dar nu a fost la înălțime, să spunem. Vedem, se strâng. Sunt gata să intre aici, în acest bomb spot unde ține Skyfall. 2 fraguri făcute de CP, 3 fraguri făcute de el. I-a prins, cred că undeva pe scări acolo. Ia să-l vedem și pe Zeus. Să lăsăm pe el, a rămas 1 versus 4. Are un fel de sniper. Nu știu ce armă este aceasta. A, da? Dacă poți să ne lămurești. Nu poți să ne lămurești. Este mort între timp. 5-3 pentru tailandezi. Mai este o singură rundă de pe prima jumătate. Pare că tailandezii au hotărât să nu mai atace aceeași parte. Oh, din nou Skyfall se bagă acolo și mai face un frag.
Au fost foarte agresivi din nou. Cei din Coreea s-au băgat destul de agresiv. Foarte frumos, din nou fragul făcut de Skyfall. Revenire foarte frumoasă de la coreeni, iar s-a ajuns la 1-4. Să vedem, a rămas minorul singur, reușește două fraguri, rămâne 1 versus 2, dar din păcate pentru el are foarte puțină viață. Da, în jur de 10 HP și jumătate din armură. Da. Corea este eliminat de cine altul decât de Skyfall, care are 9-4. 6-0 pentru Coreea după prima jumătate. Practic trebuie să câștige o singură rundă cei din Coreea pentru a se încununa campionii ESF 2013 din România la Aliens of Valiant Arms, mai pe scurt AVA. Un shooter nou pentru cei din România, dar nu și pentru cei din Asia. După cum vedeți, sunt tași în acest joc. Vedem aici un mic duel. Broa, ești învingător. Uite că se strâng înapoi pe Office. Au luat două faguri acolo sus. Da, situație de 4 versus 2. Coreenii stau foarte bine la toate capitolele. A ratat, mă mir că a ratat Skyfall acolo. Dar cred că i l-a luat un coechipier mai degrabă. 4 versus 1. Ia să vedem, vedem. O singură a ratat aici. Coreea este câștigătoarea ESF 2013 la AVA. Felicitări celor din Coreea, felicitări și celor din Thailanda, care au opus o mică rezistență pe prima hartă, pe a doua practic au fost pulberați, ca să spunem așa. Așteptăm acum să vedem ce au de spus, probabil și câștigătorii, nu știu dacă o lua interviu și învinșilor, oricum trebuia aplaudat și unii și ceilalți. Da, o experiență interesantă cu AVA. Eu cel puțin nu am avut foarte multe contacte cu acest joc. Tu ești mai familiarizată cu acest joc, pentru că înțeleg că îl joci de 3 ani. Poftim? Zic că îl joci de 3 ani acest joc. Da. Asta spuneam, că ești mai familiarizată cu acest joc. Per total a fost o finală destul de scurtă. Foarte rapidă. Poate ne așteptam la o finală, să spunem, mai echilibrată. Da, mă așteptam, dar se pare că tailandezii nu prea s-au mai străduit în ultima parte să câștige. Da. Nu s-au prea văzut pe ei, adică se grăbeau, nu erau atenți. Bine, cred că a contat foarte mult și că cei din Coreea au câștigat prima hartă. Probabil dacă tailandezii reușeau ceva, să spunem, de fapt, să câștige prima hartă. Da, probabil aveau alt moral. Nu știu acum cât de încrezători erau ei că poate să-i bată pe coreeni. N-am idee cât de bine se știu între ei. Ce știu eu este că Coreea a plecat ca favorită, nu? Asta e clar. Bun, cam atât de aici. Dăm legătura lui Cătălin pe scenă. Ok, dragi prieteni, vă rugăm frumos aplauze pentru Naționala Coreei. Și o să avem un scurt interviu. Ok. He's the one, the captain? Ok. Ask him, how does it feel to win $9,000? Well, 생각했던 상금이었기 때문에 당연하다고 잘... Actually, he expected to win this game, and then like he doesn't feel that. Azi că în principiu se simte foarte bine pentru competiție, pentru el a fost important faptul că a câștigat și nu banii au contat la fel de mult cât a contat ideea de a câștiga acest campionat. And what does the team? What is the team's plan for the future? Ah, 향후는 잠시 쉬었다가 이제 대회가 다시 열리게 되면 그때 다시 모여서 연습을 할 계획입니다. They're gonna take some rest for a while, and then if there is another match, they'll gather together and then practice again. Au spus că după acest turneu vor lua o scurtă pauză, se vor odihni pentru că a fost destul de stresant, după care vor reveni la antrenamente și vor intra înapoi pe teren să vă încânte pe dumneavoastră. Felicitări încă o dată pentru echipă. Încă o dată aplauze pentru Coreea, vă rugăm frumos. Ok, dragi prieteni, să vă spunem care este programul nostru în continuare.
O să luăm o scurtă pauză și o să revenim cu finala la Tekken. Știe cineva ce e Tekken? Da, cu ce? Cu ce strategie? Cu shooter? Ah, fighting, da, așa, e ăla cu fighting-ul, da. O să revenim cu Tekken, după care mai încolo avem finala la League of Legends. Ia, să vedem, avem finala la League of Legends. Ok, deci ne revedem cât de repede posibil.